Bună dimineața, bună ziua sau bună seara după caz pentru momentul la care veți asculta această carte, dragi prieteni! Cu voi este Gabriela și astăzi vă invit să citim cartea cu numele Nebunul din Bergerac de George Simenon din Seria Megre. Întâi de toate, pe foarte scurt, vă rog să vă înscrieți în număr cât mai mare la postarea din comunitate cu giveaway-ul pentru 10 uh, brățări. De data aceasta, pentru că datorită vouă și țin să vă mulțumesc extraordinar de mult, am atins un număr extraordinar de 10.000 de abonați. Vă rog tare mult să vă înscrieți ca să uh, puteți participa la tragerea la sorți pentru 10 brățări oferite de mine în mod absolut gratuit, nu contează din ce țară sunteți, am trimis până acum în toată Europa, așa că nu este absolut nicio problemă destinația. Nu vă costă nimic, doar urmați ceea ce scrie în postare, <coughs> trebuie doar să puneți cuvântul vreau, veți primi apoi într-o zi, două, o să încep să dau numerele, veți primi un număr de la mine și apoi vom trage la sorți ca de fiecare dată. Din nou țin să vă invit să vă abonați la canal, așa cum ați făcut-o într-un număr atât de mare până, și până acum, să dați un like, un share în cazul în care vă face plăcere ceea ce auziți și să fiți lângă mine așa cum ați făcut-o și până acum. Vă mulțumesc tare, 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 tare mult și vă îmbrățișez pe absolut toți. Acestea fiind spuse, să începem! Capitolul 1. Călătorul care nu poate dormi Întâmplare pe toată linia în ajun, Megre nu știa că avea să facă o călătorie. Era totuși acea perioadă anului în care Parisul începea să la pese. O lună martie strânită de prevestirea primăverii, cu soare limpede, aruncând raze ascuțite, de pe acum călduțe. Doamna Megre se afla în Alsacia pentru două săptămâni, lângă sora ei care aștepta un copil. Ori, miercuri dimineața, comisarul primea o scrisoare de la un coleg din poliția judiciară, care se pensionase cu doi ani în urmă și se instalase în Dordonie. Mai cu seamă, dacă un vânt bun te aduce prin regiune, nu uita să vii să petrești câteva zile la mine. Am o servitoare bătrână care nu-i mulțumită decât când e lume în casă. Începe și sezonul pescuitului de somoni. Un amănunt îl făcea pe megre să viseze. Hârtia de scrisori avea un antet. În acesta figura gravat profilul unui conac aristocratic străjuit de două turnuri. Urmau cuvintele la Ribodier, prin Villefranche în Dordogne. La amiază, doamna Megre telefona din Alsacia că sunt speranțe ca sora ei să nască noaptea următoare și adăuga. Ai crede că e vară, au înflorit pomii. Întâmplare, întâmplare. Ceva mai târziu, Megre se afla în biroul șefului său la taclale. Fiindcă veni vorba, n-ai fost încă la Bordeaux ca să efectuezi verificările alea de care am discutat. Un caz fără importanță nu era urgent. La o adică, Megre trebuia să dea o raită pe la Bordeaux ca să scotocească prin arhivele orașului. O asociație de idei. Bordeaux, Dordonie. Și chiar în acea clipă, o rază de soare căzu pe globul de cristal ce-i servea șefului drept pres papier. E o idee. Pentru moment n-am nimic deosebit de făcut. Către sfârșitul după amiezii, trenul din gara Orsei cu un bilet de clasa întâi în direcția Villefranche. Casierul îi recomandă să nu uite să schimbe trenul la Liburn. Afară numai dacă nu sunteți în vagonul de dormit așa după cel de la care se schimbă. Megrânul nu dădu atenție acestor cuvinte, citi câteva ziare, apoi se îndreptă către vagonul restaurant unde rămase până la 10 seara. Când reveni în compartimentul său, găsi perdelele trase, lumina mică și o pereche de bătrâni care puseseră stăpânire pe ambele banchete. Trecu un controlor. N-aveți din întâmplare o cușetă liberă? Nu la clasa întâi. Cred însă că este una la clasa a doua. Dacă vă e tot una, fi rar să fie. Și iată-l pe Megre cărându-și bagajul de-a lungul culoarelor. Controlorul deschide câteva uși și descoperă în sfârșit un compartiment în care e ocupată numai cușeta de sus. Și aici lumina e mică, iar perdelele sunt lăsate. Doriți să aprind? Mulțumesc, nu. Domnește o căldură jilavă. De undeva se aude un șuierat ușor ca și cum ceva n-ar fi în regulă la instalația de încălzire. Cineva se mișcă acolo sus, se mișcă și respiră în cușeta de deasupra. Atunci, fără zgomot, comisarul își scoate pantofii haina vesta. Se întinde însă curând și a din nou pălăria pe care și-o pune de-a curmezișul pe cap, căci nu se știe de unde vine un ușor curent de aer. Oare doarme? În orice caz, ațipește. Poate o oră, două poate, dacă nu mai mult. Rămâne însă pe jumătate treaz. Și așa, pe jumătate conștient, simte că îl stăpânește o senzație de neplăcere. Din cauza căldurii pe care o tulbură curentul de aer? Mai degrabă din pricina omului de sus, care nu stă o clipă liniștit. De câte ori se învârte pe minut și e chiar deasupra capului lui Megre. Fiecare mișcare provoacă un întreg vacarm, Respiră neregulat ca și cum ar avea febră, așa încât megrei ieșindu-și din fire se scoală, iese pe culoar, se plimbă încolo și încoace, numai că pe culoar este foarte frig. Și iar în compartiment, cu somnolența care încete, încetinește senzațiile și gândurile, este separat de restul lumii, e o atmosferă de coșmar. Omul acela de sus nu se ridică în coate, nu se apleacă oare ca să încerce să vadă cu cine în compartiment? Pe gre din potrivă, nu are curajul să facă nicio mișcare. Jumătatea de sticlă de vin roșu și cele două coniacuri pe care le-a băut în vagonul restaurant îi dau o senzație de grață. Noaptea e lungă, la opriri se aud voci confuze, pași pe culoare, uși care se închid. Te întrebi dacă trenul va mai porni vreodată. Să-ți vină să crezi că omul plânge, în unele momente încetează să mai respire, apoi, dintr-o dată, inspiră zgomotos se întoarce pe cealaltă parte, își suflă nasul în batistă. Megre regretă că nu a rămas în compartimentul său de clasa întâi cu perechea de bătrâni. țipește, se deșteaptă, adorme din nou. Până la urmă nu mai rezistă. Tușește ca să-și limpezească vocea. Vă rog, domnule, încercați odată să stați liniștit. Se simte jenat că-și glasul lui este mult mai morocănos decât voise. Dacă totuși omul este bolnav, acela nu răspunde, rămâne nemișcat, probabil face o sforțare nemaipomenită ca să evite și cel mai ușor zgomot. Iar Megre se întreabă dintr-o dată dacă e într-adevăr vorba de un bărbat. S-ar putea să fie o femeie. Nu l-a văzut. Celălalt este invizibil, înghesuit între saltea și plafonul vagonului, iar căldura care urcă trebuie să fie sufocantă acolo sus. Iată-l pe Megre încercând să regleze radiatorul. Aparatul este stricat. Uf! O ora trei dimineața. De data asta trebuie să dorm, nu-i mai e somn deloc. A devenit aproape la fel de nervos ca și tovarășului de călătorie. Pândește. Așa, iar începe. Și Megre se silește să respire regulat, numărând până la 500, în speranța că va adormi. Hotărât lucru, omul plânge. Probabil că e cineva care a fost la Paris pentru o mormântare. Sau contrariul, un bietom care lucra la Paris și-a primit o veste proastă de acasă din provincie. Mama bolnavă sau moartă? Dacă nu, soția lui. Megreș reproșează că a fost aspru cu el. Cine știe, câteodată se atașează trenului un furgon mortuar. Și cum nata lui care naște în Alsacia. Trei copii în patru ani. Megre doarme. Trenul se oprește, pornește din nou. Trece peste un pod metalic care face un zgomot infernal și Megre deschide brusc ochii. Rămâne nemișcat privind cele două picioare care atârnă în fața lui. Omul de sus stă în capul oaselor în cușetă. Cu infinite precauții își înnoadă și returile pantofilor. Ăsta vede mai întâi comisarul la el și, în ciuda luminii scăzute a lămpii, Megre observă că sunt pantofi de lac care acoperă glezna. Ciorapii, din potrivă, sunt de lână cenușie și par tricotați de mână. Omul se oprește, ascultă, pândește oare respirația lui Megre care și-a schimbat ritmul? Comisarul începe iar să numere. Îi vine cu atât mai greu cu cât îl interesează în cel mai înalt grad mâinile care nu adă și returile și care tremură atât de tare încât refac de patru ori același nod. Trenul trece printr-o gară mică, fără să oprească. Nu se văd decât luminile care străpung pânza perdelelor. Omul coboară totul seamănă din ce în ce mai mult cu un coșmar. Ar putea să coboare ca lumea. Îl stânjenește oare teama de a nu fi din nou mustrat? Piciorul lui caută mai multă vreme scărița. Omul e cât pe ce să cadă. Îi întoarce spatele comisarului și iată la afară, uitând să tragă ușa după el. O întinde către capătul culoarului. Dacă n-ar fi ușa de asta deschisă, Megre ar profita probabil ca să doarmă la loc, dar trebuie să se ridice ca să o închidă aruncă o privire. De-abia dacă are timp să-și pună haina uitând de veste. De vestă, căci la capătul culoarului, necunoscutul a deschis ușa vagonului. Nu întâmplător. În același moment, trenul încetinește. Se ghicește o pădure care defilează în lungul căii ferate. De după niște nori, luminează nevăzută luna. Frânele scrâșnesc. De la 80 de km pe oră, viteza a scăzut la 30, poate chiar mai puțin iar omul țâșnește, dispare după taluz, pe care îl coboară probabil de-a bușilea. Megre nu stă pe gânduri, se aruncă. Trenul a încetinit și mai mult, nu riscă nimic. Iată-l lunecând în gol, cade pe o parte, se rostogolește, se dă de-a de trei ori și se oprește lângă un rând de sârmă ghimpată. O lumină roșie se îndepărtează, împreună cu tot huruitul convoiului. Comisarul n-a pățit nimic, se ridică în picioare. Căderea tovarășului său de călătorie trebuie să fi fost mai brutală, căci la o depărtare de 50 de metri acesta de abia începe să se îndrepte încet cu greutate. Situația este ridicolă. Megre se întreabă cărui instinct i dat ascultare să rind pe rambleu, în timp ce bagajele lui își continuă drumul către Villefranș în Dordonie. Nici măcar nu știe unde se află. Nu vede decât desișuri. O pădure mare, s-ar părea. Undeva se zărește panglica luminoasă a unui drum care se afundă în codru. De ce omul nu se mai mișcă? Nu e decât o umbră în genunchiată. Și-a văzut urmăritorul? Este rănit? Hei, tu de colo! Îl strigă megre căutându-și revolverul în buzunar. N-are timp să-l apuce. Vede roșu și primește o lovitură număr înainte să audă detunătura. Nici n-a trecut o zecime de secundă și omul s-a și ridicat, străbate în fugă unde desiș, trece drumul și se afundă în beznă. Cât îl privește pe Megre, acesta trage o înjurătură. Ochii okay, sunt umezi, nu de durere, ci de stupefacție, de mânie și de tulburare. Ce repede a mers! Și în ce situație jalnică se află! Revolverul îi scapă, se apleacă să-l ridice cu o strâmbătură că l doare umărul. De fapt, e altceva. Senzația că sângele îi se scurge gârlă, că la fiecare pulsație a inimii Lichidul calț își nește din artera tăiată. Nu mai îndrăznește să-s alerge, nici să se miște, nici măcar arma nu și-o mai ridică. Tâmplele ei s-au umezit, gâtlejul ei se contractă. Iar mâna, cum se și așteaptă, întâlnește la înălțimea umărului un lichid văscos. Strânge, caută artera, pipăie, ca să împiedice sângele să iasă. Și, pe jumătate conștient, are impresia că trenul se oprește la mai puțin de un kilometru distanță, Rămâne oprit multă, multă vreme, în timp ce Megreu și ascute auzul neliniștit. Ce-i pasă că s-a oprit trenul? E ceva mașinal. Absența huruitului vagoanelor îl înspăimântă ca un vid. În sfârșit, zgomotul renvi acolo departe. Un fel de pată roșie, mișcându-se în văzduh în spatele copacilor. Apoi nimic. Numai Megreu în picioare, ținându-se de umăr cu mâna dreaptă. Apropo, eu, umărul stâng. Încearcă să miște mâna stângă, izbutește să o ridice un pic, dar brațul recade prea greu. Din pădure nu se aude nimic. Să-ți vină să crezi că omul n-a fugit mai departe, ci s-a pitit în tufișuri și când Megreva ajunge la șosea. Oare nu va trage din nou ca să-i vină de hac? Idiot, idiot, idiot! Bombă nemegre care se simte nespus de mizerabil. Ce nevoie avea să sară din tren? În zor, prietenul său le îl va aștepta în gara din Vilfranș, iar servitoarea va fi gătit deja somonul. Megre merge, un mers moale, se oprește după trei metri, pornește iar, apoi se oprește din nou. În noapte numai șoseaua e ceva mai luminoasă, o șosea albă, colbuită ca în plină vară. Însă sângele curge mereu, ceva mai puțin acum. Mâna lui Megre oprește grosul șuvoiului, încleioșată. Nu s-ar spune că a fost de trei ori rănit în viața lui. E la fel de tulburat ca și cum s-ar urca pe masa de operație. Ar prefera o durere clară în loc de această lentă scurgere a sângelui. Fiindcă oricum ar fi stupit să moară aici, singur în noaptea asta, fără să știe măcar unde se află, cu bagajele care își continuă călătoria fără el. Atâta pagubă dacă omul o să tragă. Megre merge cât de repede poate, a plecat înainte, prins de amețeală. Dă de un stâlp indicator dar numai partea din dreapta e de un halo al lunii, 3,5 km. Ce se află la 3 km și jumătate? Ce oraș? Ce sat? O vacă mugește în direcția aceea, cerul este ceva mai palid, încolo trebuie să fie răsăritul și se crapă de ziua. Probabil că necunoscutul nu mai este acolo. Sau a renunțat să-i dea lovitura de grație rănitului, Megre calculează că mai are energie pentru încă 3-4 minute și încearcă să profite de ele. Merge ca la cazarmă, cu pași regulați, numărându-i spre a se ca să gândească. Vaca aceea care a mugit trebuie să aparțină unei ferme. Fermierii se scoală de Deci... Sângele îi se scurge pe toată partea stângă, sub cămașă, sub curea pantalonilor. Oare ceea ce vede Megre este o lumină? A și început delirul. Dacă pierd mai mult de un litru de sânge gândește el. Lumină este, însă trebuie să traverseze un câmp arat, iar asta e mai greu. Picioarele îi se înfundă în pământ. Se atinge întreacă de un tractor părăsit. Să vină cineva, alo! Să vină repede! Acest repede al disperării i-a scăpat și iată-l pe megre sprijinindu-se de tractor. Lunecă, s-a întins la pământ. Aude o ușă care se deschide și ghicește un felinar care se leagănă la capătul unui braț. Repede! Numai să-i treacă prin cap omului care va veni, care se apropie să-i oprească sângerarea, iar mâna lui megredă drumul și cade moale de tot lângă el. Unu, doi, unu, doi. De fiecare dată un val de sânge vrea să țâșnească, imagini confuze cu goluri între ele, și toate poartă pecetea acelei note de groază pe care o dă coșmarul. Un rit, tropăitul unui cal, paie sub cap și arbori defilând la dreapta pe înțelese. Era întins într-o șaretă și se făcea ziua. Înaintea încet pe un drum străjui de platani. Deschise ochii fără să se miște. Sfârși prin a prinde în câmpul vederii un om care mergea pe jos fără grijă, legându-și biciul. Coșmar? Megrenul văzuse din față pe omul din tren. Nu-i cunoștea decât vag silueta, pantofii din șevro lăcuit și ciorapii de lână gri. Atunci, de ce credea că acest țăran care îl ducea era omul din tren? Vedea o față brăzdată cu mustăți groase, cărunte, cu sprâncene dese și niște ochi deschiși la culoare care priveau drept înainte, fără să dea atenție rănitului. Unde erau? Unde se duceau? Comisarul mișcă din mână și simți ceva anormal în jurul pieptului, ceva ca un pansament gros. Pe urmă, ideile îi se învălmășiră în cap, chiar în clipa în care o rază de soare îi străpungea cu brutalitate ochii. Defilara apoi case, fața de albe, o stradă lungă, scăldată în lumină, gălăgie în urma șaretei, un vuiet de mulțime în marș și voci. Cuvintele însă nu le distingea. Zdruncinăturile șaretei îi făceau rău. Zdruncinăturile încetară, doar o mișcare de tangaj și de ruliu cum nu mai simțise niciodată. Se afla pe o targă. Înaintea lui pășa un bărbat în halat alb. Se închidea o poartă mare în dărătul căreia mișuna mulțimea. Cineva alerga. Duceți-l numai decât în amfiteatru!" Nu-și clintea capul, nu gândea, ci totuși privea. Traversa un parc în care se înălțau mici foarte curate din cărămizi albe. Pe bănci stăteau oameni îmbrăcați într-o uniformă cenușie. Unii dintre ei aveau capul sau un picior bandajat. Niște infirmiere se agitau, iar mintea sa leneșă încerca, fără să izbutească, să formuleze cuvântul spital unde era țăranul care semăna cu omul din tren? Au, urcau pe o scară. Asta producea durere. Megre se deșteptă din nou și văzu un bărbat care spăla mâinile, privindu-l cu gravitate. Simți parcă o izbitură din piept. Omul avea bărbuță, sprâncene dese. Semăna oare cu țăranul? În orice caz, semăna cu bărbatul din tren. Megre nu putea vorbi. Deschidea doar gura. Omul cu bărbuță spunea liniștit. Duceți-l la trei, e mai bine să fie izolat din cauza poliției. Cum adică din cauza poliției? Ce voia să zică? Îl duceau niște oameni în alb, făcându-l să străbată din nou parcul. Era o vreme așa de însorită, cum nu mai văzuse comisarul niciodată. Un soare atât de luminos, atât de vesel, care părea să umple și cele mai mărunte ascunzișuri. Îl culca într-un pat, pereții erau albi. Era aproape tot atât de cald și în tren. De undeva răsună o voce. Comisarul întreabă când va putea... Comisarul nu era el. Nu întrebase nimic. Toate astea erau ridicole. Și mai cu seamă povestea cu țăranul care semăna cu doctorul și cu bărbatul din tren. La urma urmei, oare omul din tren avea o bărbuță căruntă? Mustață? Sprâncene groase? descleștați dinții. Bine, atâta. Era doctorul care-i turna ceva în gură, ca să-l termine zău, o când spre seară Megreș căpătă cunoștința, infirmiera care îl vechea se îndreptă către culoarul spitalului unde așteptau cinci bărbați, judecătorul de instrucție din Bergerac, procurorul, comisarul de poliție, un grefier și medicul legist. Puteți intra, însă profesorul recomandă să nu lobosiți peste măsură. De altfel are o privire așa de ciudată încât nu m-aș mira să fie nebun. Iar cei cinci bărbați se priviră cu un surâs complice. Capitolul 2 cinci inși dezamăgiți. Părea o scenă de melodramă jucată de actori proști. Infirmiera, retrăgându-se, surâdea în timp ce i arunca lui Megre o ultimă privire. O privire care spunea, vi las. Iar cei cinci domni luau în posesie încăperea cu surâsuri diferite, dar toate la fel de amenințătoare. Să-ți vină să crezi că nu era adevărat că o făceau anume ca să-i joace o farsă strașnică lui Megre. Poftiți, domnule procuror, un mărunțel cu părul tuns perie, cu o privire cumplită pe care trebuie că o studiase ca să o armonizeze cu profesia lui. Și ce aer de răutate! Ce răceală! Se mulțumi să treacă prin fața patului lui Megre, aruncându-i acestuia o scurtă privire, apoi, ca la o ceremonie, se așeză cu spatele la perete, ținându-și pălăria în mână. La fel de filă și judecătorul de instrucție, rânjind în timp ce se uita la rănit, după care se propti alături de superiorul său. Apoi grefierul. Erau deja trei de-a lungul peretelui, ca trei conjurați. Și iată că medicul se pregătea să li se alăture. Nu mai rămânea decât comisarul de poliție, o cu ochii bulbucați, ce avea să joace rolul, că rolul călăului. O ochire către ceilalți. Pe urmă își lăsă încet mâna pe umărul lui Megre. Prinsă asupra faptului, hai! În alte împrejurări așa ceva ar fi putut fi extrem de amuzant. Megre nici măcar nu zâmbi, din potrivă încruntă din sprâncene cu îngrijorare. Îngrijorare față de el însuși. Avea mai departe impresia că linia de demarcație dintre vis și realitate era imprecisă, că se ștergea cu fiecare clipă ce trecea. Și iată că îi se juca această parodie de anchetă. Comisarul de poliție grotesc făcea pe șiretul. Mărturisesc că nu-mi pare rău să vă cum îți arată mutra. Și ceilalți patru înșirați la perete care priveau fără să crâcnească. Spre propria ei mirare, Megre suspină lung și scoase mâna dreaptă de sub lapumă. De cine voiai să te iei noaptea trecută? Tot de o femeie sau de o fată? De-abia atunci, Megre își dădu seama câte cuvinte va trebui să pronunțe ca să lămurească situația și fu cuprins de spaimă. Era istovit, îi se făcuse somn, îl durea tot corpul. Mai bine să... Mormăi el mașinal cu un gest moale. Ceilalți nu înțelegeau. Repetă mai încet. Mai bine... Mâine. Și închise ochii, contopindu-i curând pe procuror, pe judecător, pe medic, pe comisar și pe grefier, într-un singur personaj care semăna cu chirurgul, cu țăranul și cu omul din tren. A doua zi dimineață stătea ridicat în pat sau mai degrabă avea bustul ușor înălțat de două perne și o privea pe infirmiera care umbla prin prejur în bătaia soarelui, făcând ordine în cameră. Era o fată frumoasă, înaltă, zdravănă, de un blond agresiv și avea tot timpul un fel provocator dar și temător de al privi pe rănit. Ea spune, au venit într-adevăr cinci domni ieri? Ea lua de sus cu o strâmbătură. Nu -o ține! Cum vrei, spune-mi atunci ce treabă aveau pe aici. Nu am dreptul să vorbesc cu dumneavoastră și prefer să vă declar că voi destăinui tot ce mi-ați putea spune. Lucrul cel mai curios era că Megre găsea un fel de plăcere în această situație, ca în zori când ai anumite vise pe care te încăpățânești să le duci la bun sfârșit, înainte de a te deștepta cu totul și soarele era magnific, ca în basmele ilustrate. Undeva afară treceau soldați călări, iar când de dură colțul unei străzi, sunetul trompetelor izbucni triumfal. În același moment, infirmiera trecea pe lângă pat, iar Mecre, care voia să-i atragă atenția ca să-i pună din nou întrebări, îi ia pucătivul rochiei cu două degete. Ea se întoarse, scoase un țipăt grozav și fugi. Lucrurile nu se clarificare decât cu puțin înaintea miezii. Chirurgul se ocupa cu scoaterea pansamentului lui Megre când sosi comisarul de poliție. Purta o pălărie de pai nou, o și o cravată albastru ultramarin. N-ați avut nici măcar curiozitatea să-mi deschideți portofelul? Îl întrebă blând Megre. Știți prea bine că n aveți portofel? Bine, totul se explică. Telefonați la poliția judiciară. Vi se va spune că sunt comisarul divizionar Megre. Dacă vreți să vă faceți și mai iute treaba, anunțați-l pe colegul meu Leduc, care are o firmă la Villefranche însă înainte de toate spuneți-mi unde mă aflu. Celălalt rezista încă, schiță câteva surâsuri pline de subînțeles, îi făcu chiar de câteva ori cu cotul chirurgului. Și până la sosirea lui Leduc, care veni într-o vechitură de fort, oamenii se arătară rezervați. În cele din urmă trebuiră să accepte că Megre era într-adevăr Megre și nu nebunul din Bergerac. Leduc avea tenul roz înfloritor ca un mic rentier veritabil și de când plecase din poliția judiciară încerca să nu mai fumeze decât dintr-o pipă de spumă de mare, al cărei cioc din lemn de merișor îi ieșa din buzunar. Iată, povestea în câteva cuvinte. Nu sunt din Bergerac, dar vin aici în fiecare sâmbătă la piață cu mașina. Profit de împrejurare ca să iau o masă bună la hotel de angleter. Ei bine, acum aproape o lună s-a descoperit pe șoseaua principală o femeie moartă. Strangulată mai precis. Și nu numai strangulată. De cum n-a mai mișcat, asasinul l-a dus sadismul până la infige un ac mare în inimă. Cine era această femeie? Leontin Moro de la ferma din Mulin Nu i s-a furat nimic. Și nici, nici ultraj, cu toate că era o femeie frumoasă de vreo 30 de ani. Crima a avut loc la căderea nopții, pe când femeia se întorcea de la cumnata ei. Una la mână, cealaltă. Sunt două? Două și jumătate. Cealaltă este o puștoaică de 16 ani, fata șefului de gară, care se duse să se plimbe cu bicicleta. A fost găsită în aceeași stare. Seara? A, a doua zi dimineață, da, Crima a fost comisă seara. În sfârșit a treia o servitoare de la hotel care se duse să-și vadă fratele, un cantonier ce lucrează pe șosea la 5 sau 6 kilometri de aici. Mergea pe jos. Cineva a apucat-o dintr-o dată pe la spate și a trântit-o jos. Însă ea e puternică. A izbutit să-l muște de încheietura mâinii. El a tras-o în jurătură și a șters-o. Nu l-a văzut decât din spate, vag, fugim prin lăstăriși. Asta-i tot? Tot. Oamenii sunt convinși că e vorba de un nebun refugiat în pădurile din împrejurim. Cu niciun chip nu vor să admită că poate careva din oraș. Când a venit fermierul să anunțe că te-a găsit în drum, s-a crezut că tu erai asasinul și că încercând să comiți o nouă crimă ai fost rănit. Le duc vorbea cu gravitate. Nu părea să aprecieze comicul acestei erori. De alminteri, adăugă el, sunt și oameni care n-au să schimbe cu una cu două părerile. Cine închetează crimele? Parchetul și poliția locală. Vrei să mă lași să dorm? Probabil din cauza slăbiciunii me tot timpul o poftă nebună de somn. Nu se simțea bine decât pe jumătate a dormit, cu ochii închiși, de preferință întors către soarele ale cărui razei străbăteau ploapele. Acum avea de evocat personaje noi, cărora să le dea viață în cugetul lui, așa cum îi face un copil să mărșăluiască pe soldații multicolori din cutie. Fermiera în vârstă de 30 de ani, fata șefului de gară. Servitoarea de la hotel își amintea de pădure, de copaci mari, de drumul luminat și își imagina agresiunea, victima prăbușindu-se în praf, celălalt ridicând acul lung. Scena era fantastică, mai cu seamă evocată în camera aceea de spital din care se auzau zgomotele tihnite ale străzii. Cuiva îi trebuiră cel puțin 10 minute până să-și pornească automobilul chiar sub fereastra lui Megre. Chirurgul sosi într-o mașină suplă și rapidă pe care o conducea el însuși. Era opt seara și îi s se aprinsese rălămpile când acesta se plecă la căpătăiul lui Megre. E grav? Mai cu seamă va dura. Vreo 15 zile fără mișcare. N-aș putea de pildă să mă instalez la hotel. Nu vă simțiți bine aici? Evident, dacă aveți pe cineva care să vă îngrijească, Ia spuneți, între noi, ce credeți dumneavoastră despre nebunul din Berjerac?" Medicul rămas o bună bucată de vreme fără să răspundă, Megre deveni mai precis. Credeți ca și ceilalți că e un soi de turbat care trăiește prin păduri? Nu. Ia te uită. Megre avusese timp să se gândească la asta, să-și amintească de câteva cazuri analoage pe care le cunoscuse sau despre care auzise vorbindu-se. Un om care în viața de zi cu zi se comportă ca dumneavoastră și ca mine, nu-i așa? Este posibil. Altfel spus, sunt multe șanse că el să locuiască în berjerac și să exercite aici o profesiune oarecare. Chirurgul îi aruncă o privire ciudată, ezită, se tulbură. Aveți vreo idee? Urmă megre, fără să-l scape din priviri. Am avut mai multe rând pe rând. Le accept, le resping cu indignare, le reiau. Studia sub un anumit unghi. Oamenii devin cu toții suspecte de reglare mentală. Megre râse. Tot orașul a trecut la rând, de la primar, ba chiar de la procuror, până la primul trecător. Fără să îi uitați pe colegi, pe portarul spitalului? Nu. Chirurgul nu râdea. O clipă, nu mai mișcați, zise el în timp ce sonda plaga cu ajutorul unei lame fine. E mai îngrozitor decât credeți. Câți locuitori sunt în Bergerac? Vreo mii. Totul mă face să cred că nebunul aparține unei clase sociale superioare și chiar... Acul, evident. Mormăi megres trâmbându-se că și chirurgul îl chinuia. Ce vreți să spuneți? Că acest tac înfipt în inimă, fără nicio dificultate în două rânduri, dovedește deja oarecare cunoștințe anatomice. Se făcută cere. Fruntea chirurgului trăda în gândurarea. El refăcu pansamentul ce înfășura umărul și bustul lui Megre, apoi se îndreptă din șale cu un suspin. Spuneați că ați preferat să vă instalați într-o cameră de hotel? Da, așa duce-o pe nevastă mea. Vreți să vă ocupați de cazul ăsta? Și încă cum? Ploaia ar fi putut să strice tot, dar nu căzu nicio picătură de ploaie cel puțin două săptămâni la rând, iar Megre fu instalat în cea mai frumoasă cameră din hotel de Angleter la primul etaj. Patul său fu tras aproape de ferestre, astfel încât se bucura de panorama pieții centrale, unde vedea cum umbra se mută încet de pe un șir de case pe altul, de pe cealaltă parte a străzii. Doamna Megre accepta situația așa cum accepta totul, fără mirare, fără zbucium. Nici nu trecuse un ceas de când se afla în cameră și aceasta devenise a ei, cu nota sa personală și micile sale aranjamente de gospodină. Cu două zile mai înainte fusese probabil la fel, la căpătăiul surorii ei care năștea în Alsacia. O fetiță dolofană, dacă ai vedea-o, când aproape 5 kg. Îl întrebă pe chirurg, ce poate să mănânce, doctore? O supă bună de pui? Un lucru ar trebui să-i interziceți. Pipa! E ca și berea, pe un sare să-mi ceară. Pe perete un tapet minunat în roșu și verde, un roșu stacojiu, un verde țipător, iar dungile verticale cântau în soare, dar uricioasele mobile de hotel din lemn de pin lăcuit, clătinându-se pe picioarele prea subțiri. O cameră uriașă cu două paturi și un șemineu vechi de două secole în care se introdusese un radiator ieftin. întreb de ce ai coborât după omul acela. Gândește-te că ai fi căzut pe șine. Îmi stăruie în minte ideea asta. Am să-ți prepar o cremă cu lămâie. Sper că o să mă lase să folosesc bucătăria. Clipele de visare erau mai rare acum. Chiar când închidea ochii orbit de o rază de soare, Megre avea idei aproape limpezi. Continua însă să frământe personaje create sau reconstituite de imaginația lui. Prima victimă, fermieră, măritată cu copii, măritată cu băiatul fermierului, dar nu se înțelegea prea bine cu soacră sa, care o acuză că e prea cochetă și că își pune combinezoane de mătase că mulge vacile. Atunci, cu răbdare, cu dragoste, cum își pictează pictorul pânza, Megre alcătuia în minte un portret al fermierei pe care o vedea apetisantă, trupeșă, spălățică, aducând în casa socrilor idei moderne și consultând cataloage de modă de la Paris. Ea se întorcea de la oraș și Megre vedea foarte bine drumul, care semăna cu toate celelalte din cauza copacilor mari îl bolteau, și a solului cretos, foarte alb, vibrând la cea mai firavă rază de soare apoi puștoaica pe bicicleta ei. Oare avea un drăguț? Nu se știe nimic. În fiecare an se ducea să petreacă două săptămâni de vacanță la Paris la o mătușă. Patul era jilav. Chirurgul venea de două ori pe zi. După prânz o să le duc, făcând sub ferestre încercări neîndemânatice de a șparca Fordul. În a treia dimineață apăru și el copălărie de pai, precum comisarul de poliție. Procurorul veni odată în vizită, o confundă pe doamna Megre cu servanta și întinse bastonul și melonul. Firește, veți scuza eroarea, însă faptul că nu aveați actele asupra dumneavoastră? Da, mi-a dispărut portofelul, dar luați loc scump pe domn. Avea același aer agresiv, nu era nimic de făcut. I se trăgea de la nasul mic ca o bilă și de la firele prea țepene ale mustății. Cazul este vrednic de plâns și amenință liniștea unui ținut așa frumos să se întâmple asta la Paris, unde viciul tronează în chip endemic, dar aici, drace! Și el are sprâncenele groase, ca țăranul, ca doctorul, sprâncene încărunțite asemănătoare celor pe care Megrele atribuia mașina al omului din tren și un baston cu măciulie din fil de scultat. În sfârșit, sper că vă veți restabili foarte curând și că nu veți păstra o amintire prea urâtă despre regiunea noastră. Era numai o vizită de politețe, se grăbea să plece. Vă îngrijește un medic excelent. Este elevul lui Martel. Păcat că în rest... Care rest? Știu eu ce spun. Nu vă faceți griji. Pe curând. Voi cerem fiecare zi vești despre dumneavoastră. Megre de gustă crema cu lămâie, care era o adevărată capodoperă, dar îl punea pe jar un is de trufe care urca din sala de mese. E ceva pomenit, spunea soția lui. Aici servesc trufele cum se dau în altă parte cartofii prăjiți, de parcă ar costa două parale Chiar și la meniul de 15 franci. Veni și rândul lui, le duc. Ia loc, puțină cremă? Nu? Ce știi despre viața intima doctorului meu, căruia nu-i cunosc nici numele? Doctorul Rivod, nu știu mare lucru. Bărfe, stau cu soția și cumnata. Lumea de pe aici pretinde că și cumnata Nata e tot atât de nevastă ca și cealaltă, da? Și procurorul, domnul Duorso? ți s-a și spus? Zi oricum mai departe. Să o răsa văd vă unui capitan de cursă lungă, e nebună. Alții zic că a internat-o ca să ia averea. Megre jubila. Fostul lui coleg îl privea iurit cum ședea în pat, strângând din ploape ca să poată contempla piața. Și mai ce? Nimic în orășele. Numai că vezi tu, bătrânele duc, ăsta nu e un orășel ca oricare altul. E un orășel în care se află un nebun. Ce era mai nostim, le duc manifestă o neliniște reală. Un nebun în libertate. Un nebun care nu-i nebun decât cu intermitențe, iar în restul timpului umblă încolo și încoace vorbește ca tine și ca mine. Soția ta nu se plictisește prea tare aici? Întoarce bucătăriile cu fundul în sus, dă rețete bucătarului șef și le copiază pe cele pe care îi le strecoară el. În fond, poate că nebun e bucătarul șef. E o adevărată exaltare să scap din ghearele morții, să fii convalescent, să fii răsfățat, mai cu seamă într-o atmosferă ireală, și să-ți mai și pui creierul la treabă din dilentatism. Să studiezi un ținut, un oraș din patul tău de la fereastra ta. Oare au și o bibliotecă municipală? Cum să nu? Ei bine, ai fi așa de drăguț dacă te-ai duce acolo să-mi cauți toate terfeloagele care tratează despre bolile mentale, perversiuni, manii și dacă mi-ai aduce aici sus cartea de telefon. Foarte instructivă cartea de telefon. Întreabă de jos dacă aparatul lor are firul lung și dacă pot din când în când să mi-l aduc aici. Pe l a apuca somnolența, o simțea urcând în el ca febra năpădindu până în străfunduri. Apropo, mâine prânzește aici, e sâmbătă și trebuie să cumpăr o capră. Încheie le duc căutându-și pălăria de pai. Când ieși, Megre închisese deja ochii, iar din gura întredeschisă ieșea o răsuflare regulată. Comisarul pensionar îl întâlni pe doctorul Rivod pe coridor la parter. Îl luă parte, dar rezită mult înainte de a șopti. Sunteți sigur că rana asta n-a putut avea vreo influență asupra... asupra inteligenței prietenului meu, cel puțin în privința... Nu știu cum să vă spun, dar mă înțelegeți? Medicul schiță un gest cu mâna. Nu normal, este un om inteligent? Foarte inteligent! Nu pare întotdeauna, dar... Ah! Și chirurgul porni în sus pe scară cu o privire visătoare. Capitolul 3. Biletul de clasa a doua Megre plecase din Paris miercuri după amiază. Noaptea primea un glonț în apropiere de Bergerac. Petrecea la spital zilele de joi și de vineri. Sâmbăta sosea din Alsacia soția lui, iar Megre se instala cu ea la hotel de Angleter în camera cea mare de la primul etaj. Luni, doamna Megre îi spuse deodată. De ce n-ai călătorit cu permisul? Erau ceasurile patru după amiază. Doamna Megre, care nu stătea niciodată locului, făcea pentru a treia oară ordine în odaie. La ferestre, storurile de culoare deschise erau coborâte pe jumătate, și în spatele ecranului lor luminos atmosfera zumzăia de viață. Megre, care fuma una dintre primele pipe ale zilei, își privi soția cu oarecare surprindere. I se păru că în așteptarea răspunsului său ea evita să se întoarcă spre el și că se înroșise jenată. Întrebarea era stranie. Într-adevăr, poseda ca toți comisarii brigăzii mobile un permis de clasa întâi cu care putea să călătorească în întreaga Franță. Se servise de el ca să vină de la Paris. Vino și așează-te aici. Mormăi el. Văzu că soția lui ezită, osilie aproape să se așeze pe marginea patului. Ea spune. O privea cu maliție, iar ea se tulbură și mai tare. Am greșit punându-ți întrebarea în felul acesta," Dacă am făcut-o motivul e că în unele momente ești bizar și tu la fel. Ce vrei să spui? Că toți mă găsesc bizar și că în fond n încredere de plin în povestea mea cu trenul, iar acum... Da, ei bine, uite, a din aur pe coridor chiar în fața ușii noastre, am mișcat din loc preșu și am găsit asta. Deși locuiau la hotel, purta un șorț ca să se simtă cum spunea ea un pic acasă, din buzunarul șorțului scoase un cartonaș, era un bilet de tren la clasa a doua, Paris Bergera, cu data din miercurea precedentă. Lângă preș, repetă Megre, ia o hârtie și un creion. Ea se supuse fără să înțeleagă și umezii cu limba vârful creionului. Scrie. Mai întâi patronul hotelului, care a venit pe la nouă dimineața ca să afle ce mai fac. Pe urmă chirurgul, puțin înainte de zece. Pune numele pe o coloană. Procurorul a trecut pe la 12, iar comisarul de poliție a intrat în momentul în care celălalt pleca. Mai e și le duc, riscă doamna Megre. Așa e, adaugă-l pe le duc, asta e tot? Plus, bineînțeles, oricare dintre servitorii hotelului sau orice călător care ar fi putut lăsa să-i cadă biletul pe coridor. Nu. De ce nu? Deoarece coridorul nu duce decât la camera asta. Sau atunci ar fi vorba de cineva care a venit să tragă cu urechea la ușă. Ceră-l pe șeful de gară la telefon. Megre nu cunoștea nici orașul, nici gara și nici vreunul din locurile despre care îi vorbea lumea și totuși reconstituise în minte un berjerac destul de precis, din care nu lipsea aproape nimic. Un ghid Michelin îi furnizase planul orașului, ori el era instalat chiar în inima acestuia. Piața pe care o vedea era cea din centrul orașului, clădirea care se înălța la dreapta era Palatul de Justiție. Ghidul spunea Hotel de Angleter, clasa întâi. Camere începând de la 25 de franci, săl de baie, meniuri de 15 și 18 franci, specialități, trufe, pate de fica de gâscă, rulade de pasăre, somon de dordonie. Râul Dordonie era în spatele lui Megre invizibil, însă acesta îi urmărea cursul ajutându-se de o serie de cărți poștale. O altă carte poștală ilustrată i arăta gara. Știa că Hotel de France, de cealaltă parte a pieței, era concurentului Hotel de Angleterre și își imagina străzile ce se îndreptau toate către marile șosele, ca aceea pe care mersese cu pași potigniți. Șeful de gare la telefon. întreabă dacă joi dimineața au coborât călător din trenul de Paris. Spune că nu. asta e tot. Era aproape matematic, sigur că biletul aparținea omului care sărise din tren puțin înainte de Bergerac și care trăsese asupra comisarului. Știi ce ar trebui să faci? Să te duci să vezi casa domnului Dor sau procurorul, apoi pe cea a chirurgului. De ce? Așa, ca să-mi povestești ce ai văzut. Rămase singur și profită de ocazie ca să depășească numărul de pipe ce era permis. Seara se lăsa blând și piața mare se împurpurase toată. Comis voiajorii reveneau unii după alții de pe traseele lor, oprindu-și automobilele pe platforma din fața hotelului. Se auzea de la parter ciocnirea bilelor de biliard. Era ora aperitivului în sala de culoare deschisă, iar patronul cu o boneta albă de bucătar venea din când în când să mai tragă cu ochiul. De deci ce a coborât omul din tren înainte de oprire, cu riscul de a-și pierde viața și din ce motiv văzându-se urmărit atras? În tot cazul, omul cunoștea linia că și sărise pe balast exact în momentul când trenul încetinea. Nu mersese până la gară, fiindcă îl cunoșteau angajații de acolo. Ceea ce nu ajungea să dovedească de altfel că era asasinul fermierei de la Mulan Neuf și al fetei șefului de gară. greu și amintea de agitația tovarășului său de cușetă, de respirația lui neregulată, de tăcerile urmate de suspine disperate. La ora asta, Durso trebuie să fie acasă în biroul lui, citind ziarele pariziene sau examinând dosare. Chirurgul face vizite prin saloane urma de infirmieră. Comisarul de poliție... Megre n-avea nicio grabă. De obicei, la începutul unei anchete, cădea pradă unei nerăbdări ce semăna cu amețeala. Incertitudinea era nesuferită. Nu-și găsea pacea până când nu începea să presimte adevărul. De data aceasta se întâmpla pe dos, poate din pricina stării lui. Nu-i spusese doctorul că nu se va da jos din pat înainte de două săptămâni și că atunci chiar va trebui să fie foarte prudent. Avea timp. Zile lungi pe care urma să le petreacă reconstituind din pat, un bergera cât mai viu cu putință, cu toate personajele la locul lor. Va trebui să sun ca să aprindă lumina. Era însă așa de lenevos încât nu făcu nimic, iar soția lui la întoarcere îl găsi în beznă. Fereastra era tot deschisă, lăsând să pătrundă aerul răcoros al serii. Felinarele închipuiau o ghirlandă de lumini în jurul pieței. Vrei să faci pneumonie? E de neînchipuit să rămâi cu fereastra deschisă când... Ei bine? Ei bine ce? Am văzut casele. Nu înțeleg de-al la ce ți-ar putea servi. Povestește. Domnul Dorsol locuiește de cealaltă parte a Palatului de Justiție într-o piață aproape la fel de mare ca asta. O casă mare cu două etaje. La primul e un balcon de piatră. Acolo trebuie să fie biroul lui, căci era luminată. Am văzut un servitor care închidea obloanele la parter. E vesel? Ce vrei să spui? O casă mare ca toate casele mari, mai degrabă sumbră. În orice caz are niște perdele de catifea vișinie care trebuie să fi costat cam 2000 de franci de fereastră. O catifea moale mătăsoasă care cade în falduri mari. Megre era în al nouălea cer. Pe aici, pe acolo, corecta imaginea pe care și-o făcuțe despre casă. Servitorul? ce cu servitorul? Poartă o vestă vărgată? Da. Iar Megre mai că ar fi aplaudat. O casă solidă, solemnă, cu perdele bogate de catifea, cu balcon de piatră cioplită cu mobile vechi. Un fecior în vestă cu dungi. Și procurorul în redingotă cu pantalon gri, pantof de lac, părul alb sperie, E adevărat totuși că poartă pantofi de lac. Pantofi cu nasturi, am remarcat ieri. Bărbatul din tren purta tot pantofi de lac, dar erau cu nasturi sau cu șireturi. Și casa doctorului e aproape la marginea orașului, o vilă cum vezi pe plaje. Cotigi englezesc. Asta e, cu acoperiș jos, peluze, flori, un garaj frumos, pietriș și alpe alei, cu în verde și un felinar din fier forjat. Obloanele nu erau închise, am zărit-o pe nevastă sa care broda în salon. Și cum nata? S-a întors cu mașina împreună cu doctorul. E foarte tânără, foarte frumoasă și foarte bine îmbrăcată. N-ai crede că trăiește într-un orășel? Trebuie că-și comandă rochile la Paris. Ce legătură putea să aibă el cu mania care ataca femeile pe șosea și le strangula, apoi le străpungea inima cu nac? Megre nu încerca să afle. Se mulțumea să pună oamenii la locurile lor. N-ai întâlnit pe nimeni? Pe nimeni cunoscut, pe semne că locuitorii nu prea ies serile. Există și un cinematograf? Am zărit unul pe -o străduță. Rulează un film pe care l-am văzut la Paris acum trei ani.